Iată, după ce am văzut acea colonie, acum vom veni la cea mai puternică colonie care a trecut de iarnă. Și aici am izolat matca. Sertarul de sub sită a fost deschis, acum îl închid temporar până lucrez la el. Și să văd dacă o matcă roșie, care i-am aplicat izolarea, s-a mai liniștit din friguri, dacă a construit rama de plastic, siropel a luat și el. Aceste sticle le umplem tot timpul când umblăm la ei, dar fiindcă construiește foarte frumos ceară pe deasupra, consider că e o colonie liniștită. Iată, Albina acum a venit frumos aici la plasă să ia sirop. E o albină foarte liniștită la ora actuală. Înainte să le dau siropurile cu uleiuri esențiale, erau foarte, foarte nervoase, foarte agitate. Nu prea te puteai apropia așa ușor de ele. Iar acum dăm această folie. El este foarte bine populat cu albină. Un singur lucru are el ce nu-i place. Nu prea-i place colectorul de polen. Adică nu cred că e vreo familie care o să-i spui că-i place așa ceva, dar acesta refuză foarte bine, fie să refuze colectorul de polen. Și culege foarte puțin. Și asta e dezavantajul acestei colonii. Îmi fac un pic de loc aici. Și acum să vedem ce a făcut cu rama de plastic. Ce a făcut cu rama de plastic? Încep cu rama din mijloc, o ridic ușor. Știu că matca cel mai probabil e pe ea. Am achiziționat vreo 20 de astfel de rame ca să testăm un pic cum le ia albina. Nu pot să zic nici bine, nici rău, e mediu. Iată, așa e construită. Aici a început să ouă. În partea aceasta e mai bine. Și o altă, dar nu e construită 100% cum mi-aș dori eu să fie construită. Dar anul acesta facem doar teste. Și vom vedea care va fi rezultatul final până în toamnă. Probabil trebuie mult mai multă ceară. Dacă trebuie foarte multă ceară, atunci nu mai sunt rentabile. Vom vedea. Vom vedea. Matca nu este aici. Între timp voi verifica încă o ramă, rama din, adică ambele ramele voi verifica. Rama de mijloc nu-mi dă semne că ar fi în friguri, dar vom vedea imediat. Aceasta e o ramă plină cu miere, la cum o iau eu așa după mână. Are și puieri și miere. Ia uitați ce frumos o matca.
foarte frumos, miere la greu. Deci și matca roșie face miere, nu e nicio problemă. Mă uit după boci. Nu este în friguri, n-are boci. E foarte fain. Aceste coloniile sunt mult mai plăcute pentru a ține frigului roitului. Nu că n-ar intra în friguri niciodată. Și ele intră, dar au un instinct mai redus. Acum această ramă ar trebui să o mut în față, dar numai după ce găsesc matca. Iată ce bine stă albina aici. Ce bine stă albina pe ea. Mă mai uit odată. Foarte fain și mierea. Și liniștită. Și liniștită. Ia să vedem dacă e cumva pe rama aceasta. Foarte fain. Populație mare. Dacă nu găsim nici boci, e ideal. E ideal. Avem și boci. Iasă. Acum am văzut. Iată, avem o botcă aici. Aici acum le face, le îndepărtăm. Și aici probabil. Deci a strântori. Acum le construiește, iată ce frumos. Deci este și ea în friguri. Chiar dacă la început părea că nu, dar este și ea în friguri. Bun, încă n-am văzut-o pe matcă, dacă o zăresc, va trebui să-i dau o ramă la construit. Este aici, în partea de jos a ramei. Sper că n-am lovit-o. Fiind chiar pe partea de jos, nu am lovit-o. Am crezut că am lovit-o inițial, dar știți ce făceam? Rodea botca. Ia să văd aici ce are. E o botcă și s-a apucat să o roadă. Deci nu-i de acord cu intrarea în friguri. Aici albina e contradictorie cu matca. Nu știam ce face acolo, de zor la botca respectivă, pur și simplu rodea din ea. Ia să văd, s-a întors. I-am distrus eu acum botca. Albina vrea să o protejeze. Na, acum ce să vă fac? Bun, ia să mai verificăm. Deci matca nu vrea să roiască, albina vrea să roiască. Era un contradictoriu, așa. Bun, haideți că s-a rezolvat. Am ajutat-o pe matcă, ia să vedem aici trântori. Aici mai are ea două boci, nu vom strica și pe acestea. Bun.
Deci mătușa se bătea cu Albina la propriu că nu vrea să o iasă. Bun. Acum știu ce trebuie să fac. Inițial am crezut că am lovit-o pe mascara. Nu i-am făcut nimic. E totul în regulă. Fiindcă sunt așa în friguri, aceasta se aduce matca aici pe mijloc, vine către mine, după ea mă uitam. Acum, această ramă o dau în margine aici, avem rama de plastic, vine următoarea. Dar înainte, da, următoarea o punem lângă gratie. O punem lângă gratie acolo, iar pe mijloc îi punem o ramă bună la oa. Avem și astfel de rame care sunt bune de oa. Aceasta mai puțin care păstură. Aici avem o ramă bună de topit. Da. Iar aici avem o ramă bună de oată, zic eu. Să vedem. Da, chiar dacă este ruptă, e ruptă, e bună de topit și asta, nu de oată. Bun. Le-am pus eu separat aici ca să le topesc. Și acum la fel o să o pun. Să o punem la topit. Ia să văd și aceasta cum arată. Are un pic de nectar pe ea. Dar voi aduce o ramă care deja a fost dată la centrifugă. Un pic de pauză. Am adus o ramă. Bună de oat. Bună. Și o să dăm și cu sirop. La dezinfectant pe el și matca are automat spațiu de oat. Am adus un pic de sirop din ăsta dezinfectant, dăm pe ramă. Este ideal să mărim cantitatea de puiet larvar în stup. Bun. Iată așa procedăm. Acum i-am mărit spațiul de oa. Acum dacă aici am rezolvat treaba, vom trece în partea din față, unde avem nevoie de o ramă cu miere. Scoatem o ramă cu miere, aia avem nevoie. Ca să facem loc la rama cu puiet care am scos-o din izolare. Iată o ramă care merge pusă la extract. Iată ce frumos arată. Foarte fain. A eclos la puietul și acum putem da la centrifugă aceste rame care consider eu au un pic de miere pe el. Nu-i lăsăm foarte multă mâncare, să scuturăm. Iată, un pic de colț aici, un kilogram de miere așa are pe ea.
Da, o scoatem afară. Așa. Deci aici putem scoate mai multe rame din câte văd eu. O scot și pe aceasta. Hai că aici stă mai bine. Ia să văd cum stă cu miere. Aceasta eu las. Acum neavând foarte mult puiet de întreținut și puiet care eclozează, și mierea ți rămâne, nu mai consumă nici așa mult. Și albina va începe să scadă încet, încet. Și așa vom preveni frigul roitului. Vom începe din nou să creștem albina peste o lună jumate, când pregătim albina care va crește albina pentru iarna. Am așa ceva. Aproximativ o lună jumate mai avem la dispoziție. Până atunci coloniile vor slăbi și va fi perfect să începem creșterea de albină. Iată, și aici a eclozat foarte fain puietul. Nu avem puiete deloc și mai e ceva trântură aici, dar aia nu contează. Și atunci o dăm la centrifugă și pe aceasta. Iată ce frumos arată. Și eu când voi veni, vin cu o ramă bună la oat. Deci foarte bine arată. Nu mai avem puiet deloc. În afară de vreo câțiva trânturi acolo. Bun. Bine albina. Facem rost de rame bune de oat. Deci, ideal, nu? Iată, aici avem acea ramă care o vom da în față, cu puiet și cu miere. Iar ce am observat eu acum, fiindcă e primul an în care lucrez cu această tehnică, o să vă arăt. Nu voi mai da la construit ramele în cuiburi regine. Nu le voi mai da acolo, ci le voi da în partea din față unde nu mai poate regina, nu are acces regina la ele. Această albină toată va fi cu legătoare cât de curând. Va fi cu legătoare, va avea rame goale. Și va fi pregătit pentru salcâm. Adică nu la salcâm trebuie să avem plin cu puiet, ci plin cu albină. Cu legătoare care devine cu legătoare undeva după 10 zile. Chiar 14-15 zile, depinde de ce are de lucru în stup. Acum, dacă nu-i ofer foarte mult de lucru în stup, intră în friguri. Iată o altă ramă care s-ar fi putut da la centrifugă, dar o mai lăsăm. Ramă neagră, se poate scoate din cuib, poți să o topești, puiet nu mai există pe ea. Bine, aceasta este o colonie care a fost izolată mai cam de 3 săptămâni, așa. Acum să vă arăt, deci data trecută când am fost, săptămâna trecută, fac o verificare la 5-6 zile, 7, eu i-am adus o ramă cu puiet din cuib. Aceasta este.
Iată. Așa arată și pe ea mă aștept să fie boci. Am văzut o botcă. Dar știind exact rama pe care am adus-o în față, voi distruge botca respectivă găsită. Iată, este aici o botcă faină, dar o distruge, fiindcă matca nu vrea să roiască și ele au, vedeți, nu sunt foarte multe. Este o tehnică care o folosea profesorul Ursu pentru a obține regină, de a izola măcile, semi-izola reginele și aveau un contact redus cu albina din față. Și atunci atrage albina câte 2-3 boci care sunt foarte bine hrănite. Deci aș putea să le folosesc pentru înmulțire, da? Dar eu totuși prefer o mulțire controlată. În totalitate. Prin transvazare. Transvazare, da. E un cuvânt pe care nu-l folosim foarte des. Transvazarea. Cel puțin anul ăsta eu nu-l folosesc deloc. Bun. Deci acolo avem o ramă cu puiet căpăcit. Venim cu următoarea ramă cu puiet căpăcit. Mă uit de boci, dar oricum când voi veni peste 7 zile le voi găsi aici căpăcite. Acum știu care ramă este și e foarte ușor de a controla. Iată, aici aveam boci pornite cu lăptișor. Deci în următoarele 7 zile oricum vineam. Și nu pot să le scapi. Dacă acum, de exemplu, le scap, știu la ce ramă să vin. E un lucru mai migălos, să zicem așa, dar mie îmi convine situația, fiindcă nu vreau să înmulțesc deloc. Deci nu vreau nici măcar o botcă, o mască, nimic nu vreau. Anul acesta nu. Dar atunci această lucrare e eficientă, în cazul meu. Bun. Și cum am spus, am observat un lucru, cred că unde aici avem albina cea mai mult eclozată în partea din față și voi da, l-a construit aici, fiindcă le place mai mult acolo. Deci am observat, le place să construiesc acolo unde e căldură, e mai bine acolo. Și albina tânără și cea producătoare de ceară, de fapt, ea este în partea din față. În partea din spate vin doar doi cili care hrănesc puietul larvar. Nu prea construiesc ele aici. Și atunci am zis să hotărăsc, am hotărât acest lucru și îl voi testa acum dacă oricum sunt 100% sigur că va construi mult mai repede în partea din față. Și odată viitoare doar fac un schimb de rame între cea construită cu cea cu una de puie. Bun. Cam atât. Asta e toată treaba. Scoatem vreo 2-3 kg de miere. Pentru staționar pe zona mea e foarte foarte bine. 2-3 kg, mai scot 2-3 kg, media 6-7 kg. E mulțumitor. Bun. Până data viitoare, numai bine.